tolerăm astfel de comportamente și fapte care aduc atingere onoarei și demnității statutului de polițist. Condamnăm astfel de fapte care aduc atingere imaginii instituției noastre și care afectează imaginea de polițist a celorlalți polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov care au o atitudine corectă și un comportament etic. În susținerea celor de mai sus, precizez faptul că în data de 3 octombrie anul curent, doi polițiști din cadrul instituției noastre au denunțat intenția de a fi mituiți de către doi cetățeni, sesizând în acest fel organele competente pentru a dispune măsurile legale în domeniu. În cazul acesta, despre polițistul în cauză, puteți să le spuneți ceva? Acestea sunt toate informațiile pe care le dețin acest moment. Măcar ca urmare a reținerii, dacă procedural vorbim la dumneavoastră instituție, se iau măsură, se cercetează disciplinar intern, nu știu, întreb. Polițistul la care faceți referire a fost pus la dispoziție, conform statutului polițistului. În acest moment, el este pus la dispoziția instituției, urmând a se dispune măsurile ulterioare în urma cercetărilor.